Vâscul este o plantă parazit care se dezvoltă și trăiește în copaci. Beneficiile sale medicale sunt diverse, iar substanțele din vâsc diferă de copacul gazdă. De la această plantă, în medicina naturistă, se folosesc numai frunzele, bobițele fiind considerate toxice. Astăzi se știe cu certitudine că tratamentul pe bază de vâsc este foarte bun pentru echilibrarea tensiunii arteriale. Să urmărim minutul de sănătate pentru a afla mai multe beneficii medicale pe care le oferă vâscul. vâscul, viscum album. Este vorba de vâscul acela care îl punem uh, sub pomul de iarnă. Uh, deoarece mai există un vâsc care nu are frunza verde în timpul iernii, este vâscul stejar. Deci noi vorbim despre vâscul care îl folosim sub braș și care după aceea îl aruncăm. De nu mai trebuie să mai aruncăm acest vâsc. De ce? De oarece este o plantă valoroasă pentru uh, hipertensivi. Dar, atenție, nu au voie să consume cei care au leziuni cardiace. Uh, trebuie să îndepărtăm acele fructe albe și îl punem la uscat, dacă cumva nu e uscat deja. Cum se prepară acest vâsc? Putem să luăm, de exemplu, câte o frunzuliță pe zi, sau putem să punem seara la rece preparat din trei lingurițe plantă mărunțită la o jumătate de litru de apă. Se lasă la extra 10 ore, se filtrează, se îndulcește cu miere, iar întreaga cantitate se bea treptat în cursul unei zile. Cam acesta este văzcut, deci să nu-l aruncăm, dar atenție la cei care au probleme cu uh, leziune cardiace, totuși vorbiți și cu medicul.